Bună, fetelor! Iar nu am apucat să vorbesc cu voi. Este deja o obișnuință la mine, ceea ce nu prea e ok. Însă trebuie să recunosc că de cele mai multe ori nu se întâmplă mare lucru de dimineață și nu știu exact ce să vă zic, însă acum s-au mai adunat așa câteva lucruri și pot să vă povestesc un pic. Ideea este că astăzi m-am trezit de dimineață cu gândul să merg la sală, făcusem deja programare la Body Pump. Body Pump fiind o clasă în care se lucrează pe grupe musculare, cu bara, în principiu și cu greutăți și tot felul de exerciții, în fine, de tonifiere. Trebuie să recunosc că aceea este clasa mea preferată și chiar așteptam cu mare nerăbdare să merg la ea pentru că n-am mai fost de o veșnicie. Iar aici sunt roșie pentru că m-am zgândărit eu ca fraiera, neavând nimic, dar... Da. Bun, și m-am trezit, l-am scos pe porc, am mâncat cerealele mele repede așa, m-am dus la sală, am ajuns în timp util. Când am ajuns acolo, constat cu stupoare că eu nu făcusem o rezervare la clasa la care merg eu de obicei, ci la o altă clasă, adică la o altă sală. Și nici nu am putut să anulez, pentru că nu se mai anulează dacă cumva n-ai apucat să anulezi în sistem cu minim, nu, cu cel mult 2 ore înainte. Și nu se mai anulează și mi-a luat și penalizare și nici n-am putut să mă duc la clasa la care puteam să mă duc când eram la sala respectivă. În fine, a fost o super combinație, nu mai o fac din astea. Nu știu ce am avut în ultima vreme, dar nu m-am organizat deloc. Așa. Și... În fine, până la urmă am rămas la sală, am făcut niște bandă, așa, niște heel și pe urmă am făcut niște exerciții pentru abs and core, vreo 25 de minute. Deci, în total, am stat vreo 45 de minute la sală, am zis, bă, dacă tot am mers, măcar să fac o treabă. Așa că am ajuns acasă mai devreme și m-am pus să-mi fac baie la cap pentru că aveam un păr absolut horror. Și acum am lăsat prosopul așa să stea și să, mă rog, să mai absorbă din apă. Între timp, mi-am făcut și un gomaj pe față și am mai umblat eu pe aici, pe acolo, după cum se vede că sunt și un pic roșie, dar nu e nimic grav, adică astea mâine deja nici nu se mai vadă. M-am și pensat și chiar constat așa că sprâncenele mele arată foarte bine, adică chiar înainte aveam aici, nu știu, un gol mult mai mare sau poate le pensam eu dubios și aici, nu știu, dar aici mai aveam gol. Dar văd că arată foarte bine, adică pot să ies liniștită din casă cu ele și să nu trebuiască să le fac. Adică chiar sunt foarte mulțumită. Și la pensat, pur și simplu, am smuls firele de dedesubt și de ce mai era pe deasupra și le-am tuns un picuț unde era nevoie, în special în zona... mă și uit la cameră ca să pot să văd ce vă arăt. Așa, în special în zona aceasta aici de curbură, le tund pentru că ele tind să crească un pic în jos și atunci ca să le las așa în jos și le tund pur și simplu ca să am păr, evident, ca să umplu golurile. Dar sunt foarte mulțumită de cum arată, chiar îmi plac foarte, foarte mult astăzi, nu știu ce s-a întâmplat, tenul meu mai puțin îmi place, nu prea e cu minte, dar sprâncenele plac. Și astăzi mă pregătesc acum să-mi usuc părul și să-mi-l fac, să-mi-l îndrept. Să mă machez, pentru că la 4 am o programare și trebuie să machez o tipă. Altceva nu prea am ce să vă mai zic. Ieri n-am apucat să vă mai zic noapte bună sau, mă rog, să zic la revedere, pentru că m-am băgat la serial și am fost șlapând destul de repede. Așa că ieri sau alaltă, nici mai știu. Cred că alaltă ieri. Da, mă rog, adică în vlogul de ieri pe care îl vedeți voi. Așa, dar oricum pregătesc pentru zilele următoare niște vloguri mai drăguțe, mai interesante, pentru că până acum, adică am făcut chestii interesante, dar nu mereu s-a întâmplat câte ceva. Dar o să încerc să includ așa niște topicuri mai drăguțe și am deja 2 pe care o să le fac. O să încerc cumva să vedem că dacă îmi permite timpul să mai completez din vlogmasul pentru vineri, care o să intre vineri, adică pe care o să-l filmez mâine, cum ar veni, pentru că mâine sunt fully booked, adică mâine am o zi, wow, super full, cu programări și așa, și nu știu cum o să fac, așa că o să vedem exact cum organizez să avem și material, să fie și ceva interesant pentru voi, pentru că altfel nu aș avea ce să vă arăt.
În altă ordine de idei, săptămâna asta e așa un pic cam busy și nu știu cum începuse așa oarecum bine, dar pe parcurs s-au adunat lucruri ca de obicei, adică tot timpul am câte ceva de făcut, nu prea stau. Dar, mă rog, și o chestie care îmi place și care ține de mine, așa sunt eu. Bun, în rest, să vedem exact cum o să fie săptămâna viitoare. Cel mai probabil săptămâna viitoare o să-mi pot domni și bradul, o să se mai întâmple și alte chestii așa mai crăciunești, dar mai vedem. Până atunci mai e. Momentan suntem de-abia în mijlocul săptămânii, este miercuri și săptămâna încă nu s-a terminat și sunt încă destul de busy, so, vedem. Bun, am vrut să vă pun la curent cu ce s-a întâmplat până acum și cu ce se întâmplă în continuare. Eu nu pot să mă achez la fata la care o să merg să mă achez, din păcate. Nu pot să mă achez. Eu nu o să pot să filmez la fata la care mă duc să mă achez, nu am cum. Dar am de gând să vedem dacă îmi permite timpul, evident, să trec după aceea până în H&M și să-i caut o hăinuță lui Loki, ceva de iarnă, pentru că mă țin de mult să trec și n-am apucat. Și dacă tot sunt oarecum în zonă, mă gândeam că ar fi un prilej foarte bun pentru a face chestia asta. Dar o să vă spun după ce plec de la programare, să vedem exact cum stau cu timpul și dacă îmi permite să trec puțin tăbuțitări până la H&M doar pentru Loki, nu pentru nimic altceva. Bun, haideți că am vorbit foarte mult, așa că vă las. Și gata, mi-am făcut și părul, este îndreptat și frumos și slick, așa cum îmi place mie. Și proaspăt spălat și arată foarte bine. Dar v-am adus aici în baie pentru că, în primul rând, am mai multă lumină și, în al doilea rând, vreau să vă arăt exact ce exfoliator pentru față am folosit, că nu n-am menționat. Și este unul pe care l-am descoperit recent și îmi place foarte, foarte mult și face treaba foarte bine. Este unul de la Kiehl's. Cred că este singurul de la Kiehl's, de altfel. Se numește Clearly Corrective Brightening and Exfoliating Daily Cleaner. Mă rog, cleanser. Practic, asta ce că s-ar folosi zilnic, dar eu nu-l folosesc pentru că prin să-mi apară coșul și dreptul mare, folosesc o dată pe săptămână. Și este un exfoliant pentru iluminarea tenului. Eficiența tratamentului Clearly Corrective White este demonstrată clinic. Acesta inversând procesul de decolorare semnificativ a pielii și restabilind nivelul de hidratare pentru o îmbunătățire generală a clarității pielii cu mesteacă în alb și bujor. Este super mișto, mi-a plăcut pentru că atunci când am fost la ei în magazin, mi-au făcut tezin acela de ten și l-am testat pe asta pe mână și mi s-a părut super tare, așa că l-am luat varianta full și v-am zis că-l folosesc o dată pe săptămână și îmi place super mult. Practic, acum că am terminat cu părul, am venit să mă cremuiesc, pentru că dacă mă usuc pe păr înainte să... Adică după ce mă dau cu cremă, transpir îngrozitor din cauza cremei și nu-mi place absolut deloc, așa că prefer să mă dau cu cremă pe corp și pe față după ce fac treaba asta. Și vreau să vă arăt două creme preferate ale mele din momentul de față. Și este vorba despre... O secundă, că nu știu cum să țin. Așa. Și este vorba despre crema, eu v-am mai vorbit despre ea în vlogul cu dermatocosmetice. Este această cremă de la Bioderma, este varianta full size, Atoderm Creme. Este o cremă foarte hidratată pentru piele sensibilă și, în principiu, foarte uscată, cum am eu. Nu foarte, dar a mea este uscată și atopică, drept urmare, asta este genială. Și, mă rog, între timp am luat și gelul de duș de la Bioderma, tot așa full size. Am un litru de gel de duș și îl folosesc pe același apoi crema. Dar când vreau așa să miroase și frumos și să mă hidrateze chiar un pic mai bine, folosesc de la The Body Shop. De la The Body Shop acest unt de corp, care este cel cu ulei de măsline preferatul meu, all time favorite dintre toate aromele, ăsta este preferatul meu. L-am luat acum ceva vreme, însă nu l-am mai folosit pentru că mai mult am mers pe Bioderma, pentru că după ce mă dădeam cu cremă, mă îmbrăcam imediat și atunci preferam să-mi intre mai repede în piele. Dar astăzi îl voi folosi pe acesta pentru tot corpul și după aceea mă voi machia. Deci voi rămâne oricum în, mă rog, semi-pijama ce am pe mine. Va fi ok până intră în piele, după aia să mă îmbrac să fie ok. Asta am vrut să vă arăt. Acum o să mă duc să mă machiez și cred că ne auzim mai târziu un pic. Înainte de asta vreau să vă arăt că am reușit și mi-am tăiat și unghiile.
că nu se mai puteau, era ceva, deja tastam așa și eu nu pot, deci nu pot. Și ieri mi le-am tăiat și mi le-am dat așa cu lac, n-am apucat să mi le dau cojă, pentru că trebuia să stau la uscat vreo oră și ceva, că vreau să mi le fac închise la culoare. Și le-am tăiat așa, pe pătrat. Nu știu dacă focusează. Da, pe pătrat mi le-am tăiat. În afară de asta, care asta săraca era ruptă din carne și are un pic pe rotund într-o parte, dar nu contează. Cert e că le-am tăiat, mi-am dat cu lac și urmează să le dau cojă undeva mai târziu. Da, atât am vrut să vă zic. Mă duc repede să mă machez, că o să trebuiască să plec foarte curând. Sunt într-o aglomerație cruntă. Am plecat de la locație, de la machiaj, acum 20 de minute și sunt în aceea zonă, deci nu m-am depărtat prea mult. Și încă mă face să mă gândesc de două ori dacă să merg în H&M sau nu. Așa, îmi cer scuze că am trecut filmarea foarte repede, dar să pusese verde. Nu mai merg, este o aglomerație cruntă și e și ora de așa natură, că e 6. Și s-a pus din nou verde și vorbim acasă. Și am ajuns acasă cu vreo oră. Și între timp am reușit să filmez hall-ul Pepco, pentru că ieri nu am apucat să fac chestia asta. Am fost super, super prinsă. Așa că l-am filmat astăzi și o să mă apuc imediat să editez și să îl montez. Ceea ce înseamnă că din păcate, astăzi va intra vlogul mai târziu decât în mod normal, din păcate, dar n-am avut de ales, am fost super prinsă. Și mâine o să fie la fel o zi extraordinar de plină și o să termin treaba undeva pe la 8 seara, ceea ce înseamnă că voi filma notificări. Ceea ce înseamnă că voi filma undeva seara, că dimineața tot nu se poate să filmez, chiar nu am cum mâine deloc să filmez de dimineața și o să filmez seara și tot așa o să mă întârzi și cu vlogul. Poate vineri să am șanse mai mari, dar nu cred. Deci astăzi, mâine și poi mâine o să fie, din păcate, vlogurile mai târziu urcate la mine pe canal decât în mod normal, decât ora 8, pentru că efectiv nu am cum să mă împart. Cu toate că vlogurile sunt destul de scurtuțe și nu durează foarte mult editarea, dar să zic o editare plus randare, adică cât ia să se transforme într-un video și pus pe YouTube urcat și toate cele, durează undeva la minim 2 ore, fără filmatul propriu zis. Deci, na, nu caut scuze, dar o să fiu în ziua în care trebuie, chiar dacă mai târziu, deci asta o să se întâmple. În altă ordine de idei, cum v-am spus și mai devreme, că eram în trafic și nu prea am putut vorbi, am plecat de la programare cu gândul să trec pe la H&M să iau la animalul ăsta ceva drăguț de purtat, însă n-a fost posibil pentru că era prea mare aglomerație ca să stau și nu aveam niciun chef, plus că trebuia să mă ocup de video și îmi stătea așa pe creier că trebuie să filmez, trebuie să editez, trebuie să aia și nu, chiar nu mi-am permis. Sper în weekend să am mai mult noroc și să ajung să-i cumpăr și lui ceva, pentru că online nu se mai găsește nimic, altfel aș fi comandat. Să vedem. Însă săptămâna viitoare, chiar cu toate că o să fie mai liberă, o să mă acces foarte mult pe căutarea de cadouri și să vedem dacă o să am și noroc să găsesc ceva pentru ai mei ăștia din familie, pentru că sunt foarte pretențioși și e foarte greu să le cumpăr ceva și e foarte greu, atâta pot să zic. Și dacă întreb ce-și doresc, spun că nimic, așa că e greu. Dar o să mă descurc, cum fac în fiecare an. Și astăzi ați văzut că am fost așa mai mult pe fugă, ca de obicei, tot timpul sunt pe fugă, nu știu dacă am vreo zi în care să stau. Cred că n-am mai avut de foarte mult timp, gen să nu fac absolut nimic și să le nevesc ca o legumă pe canapea uitându-mă la seriale. Nu, n-am mai avut de mult. Da, nu mă plâng. Mie îmi place să fiu activă, numai că îmi place să-mi organizez totul astfel încât la final de zi să am puțin timp și pentru mine. Întotdeauna îmi place. Dacă nu am timp deloc pentru mine, începe așa oarecum să mă streseze chestia asta și în timp ajung să fiu frustrată. Cred că și vouă vi se întâmplă, nu? Da, bun. Norocul meu este că fac ceea ce îmi place și nu mă simt niciodată obosită la nivelul ăla. Mamă, nu mai pot, nu mai vreau să mai fac asta, gata, renunț. Nu există. Îmi place. Chiar îmi place foarte tare. Bun, revenim la unele noastre. Astăzi, ca să recapitulez așa și să fac și o încheiere,
Astăzi am fost așa pe fugă, am fost la sală, am făcut baie, mi-am făcut păr, m-am machiat, m-am dus la programare, am machiat și am ajuns acasă, am filmat pentru ieri. Bine, vă las pentru moment, ne revedem foarte, foarte, foarte curând și vă pup! Mua! Pa!